Așa, am vrut să las piesa asta până la ultima atingere a maestrului Elton John. Bine v-am găsit la rațiunea zilei. A venit Cătălin Striblea în studio. Salut, Cătălin. Păcat că nu avem camere, că ne-am jucat de Elton John. Ai filmat, Mircea? Ai filmat și tu? Făceam așa... Da, se pare că a filmat, da. Ai filmat, da, există. Dar suntem acum live pe pagina de Facebook, da. Radio Europa FM și gata cu distracția. O super piesă pe care chiar Cătălin, dacă nu mă înșel, da, a venit, da, și da, ne-a propus-o într-o zi de vineri. Da, am vorbit, o văzusei la British Awards, nu? Și da, am vorbit și, mă rog, hai, și a trecut testul ascultătorilor. Dar azi, să știți că Radu e nervos. Ia zi, de ce ești nervos? De ce sunt nervos? De ce ești, pentru că am întârziat vreo 25 de minute la radio. Serios, plecând, da, de la ora 13 de acasă, un drum de vreo 20 de minute în mod normal. Da. A durat, uite, o oră și 25 de minute, pentru că revoluția traficului continuă. Da. Nici nu mai știu cine a propus chestia asta, ce primar. Dar văd că și actualul o continuă. Atunci când nu e la VIP în, la Arena Națională, continuă să îmbunătățească traficul ăsta din București și la, da, naibii să fie el de trafic. Am văzut că merge prost, s-au dublat timpii de transport. Da. Așa. De-aia sunt nervos și mai am o problemă cu... Am auzit că s-au încolonat niște urși pe DN1 din Predeal și vin toți înspre sectorul 1, că vor găsi de mâncare așa la greu în sectorul 1. Nu v-au ridicat gunoiul? Nu. Da, numai de cazuri în București. Da. De ți-am zis să nu mai stai în nordul Bucureștiului. E, ce, Bangladesh, puțin spus. Dar eu am și alte vești proaste, dacă vrei. Hai să apăsăm play. Hai. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Doctorul Valeriu Gheorghiță, cel care conduce campania de vaccinare, vine cu o veste proastă, dar una știută și așteptată de toată lumea, mă rog, care se mai uită la chestiunea asta. Doctorul Gheorghiță spune că un al patrulea val de infectări în România, sau perspectiva unui al patrulea val, este cât se poate de clară și că acest lucru se va petrece în sezonul rece. Adică să nu ne amăgim în acest moment cu cele 100 de cazuri zilnice și foarte puțin ținele internări. Lucrurile astea se vor schimba în toamnă, spune doctorul Gheorghiță, și varianta predominantă este această variantă care îi zice Delta. Da? Și Delta asta, știi că acum nu mai au nume ca să, din motive de astea, și cum să le zic, să nu se simtă lumea prost, nu-i mai zice virusul chinezesc, virusul indian, virusul britanic. Da, mi se pare, da, normal. Adică îi zice Delta. Am și uitat, uite, m-a surprins acum, am și uitat de unde vine Delta, 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 Delta. Din Băcărești. Da, din Băcărești. Bun, asta mi se pare oareșcum stupid. Deci mutația asta Delta va veni și va fi predominantă. Spune doctorul Gheorghiță că această variantă este cu 50% mai contagioasă decât virusul pe care îl cunoaștem. Deci dacă virusul care inițial, care a provenit din Wuhan, avea o rată de infectare de 2,3, astăzi trebuie să știm că această variantă Delta de la un om infectează alte 5 persoane. De asta este mai periculoasă, pentru că are o transmisie mai mare. El spune că trebuie să fim prevăzători și a spus acest lucru în contextul în care încurajează campania și îi dă o viteză mai mare campaniei de vaccinare la țară, acolo unde vor merge mai multe echipaje care să-i vaccineze pe oamenii care au acces mai puțin la centrele de vaccinare, și acea campanie care a fost începută cu ceva timp în urmă va continua acolo. Zice așa Valeriu Gheorghiță, sunt județe la acest moment care au o rată bună de parcurgere a localităților cu ajutorul echipelor mobile. Sunt județe care au ajuns în 70-80% din localități, dar sunt și unele în care s-a ajuns doar la 10-15%. Acum, cum să zic, e aproape vital ca să nu dăm de alte necazuri la toamnă să continue această vaccinare. O să vă zic și câteva dintre simptomele acestei variante. Dar au apărut schimbări. Au apărut schimbări, da. Adică, de exemplu, pierderea gustului și mirosului. Nu mai sunt pe listă. Nu, da, a zis, este cam la al 10-lea simptom, așa, dintre cele resimțite, pe locul 10. Dar primul și cel mai important simptom este durerea de cap, urmată de dureri în gât, scurgeri nazale și febră. Deci astea sunt primele lucruri la care trebuie să vă uitați. Seamănă,
spun specialiștii britanici care au ordonat toată treaba asta, datele sunt din The Guardian, seamănă cu o răceală rea. Da, un fel de gripă, nu știu. Un fel de gripă, da? Și nu vă mai bazați, că asta e, aici se produce confuzia. Nu mi-am pierdut gustul și mirosul. E o răceală de-a noastră. E o răceală de-a noastră, nu mă mai testez. Nu, a dispărut. Deci când vine vorba de varianta asta Delta, nu vă mai gândiți la chestiunea asta. Orice răceală obișnuită, care este mai dură, poate să fie în... Se poate depista cu testul PCR? Acum, da, sigur că da. Deci se poate depista și această mutație. Sigur că da. Vestea bună este că și cele două vaccinuri pe care le folosim în mod preponderent sunt eficiente, adică și Pfizer și AstraZeneca s-au dovedit a fi eficiente și împotriva acestei variante. Astea sunt datele în momentul ăsta și ce să zic? Da, nu sună chiar foarte bine. Văd așa o siguranță anunțând această toamnă. Niciodată n-am văzut anunț, adică atât de direct. Exact, da? Adică nu că Valeriu... se poate, nu că... Nu, a zis că e foarte clar că vom avea un al patrulea val. Acum depinde doar de noi cât de mare va fi valul acesta. Și în continuare știu că, bun, și cu vaccinări și restricțiile sunt necesare în ce sens? Nu că trebuie să le impună guvernul, ci că am învățat noi un tip de atitudine care să ne fie de folos. Chiar dacă dispare frica, un pic de băgare de seamă trebuie să existe. Adică de evitat comunități mari, de evitat de asta mult timp nas în nas cu cineva despre care... știi că a avut o problemă sau că nu s-a vaccinat. Adică, cum să zic, ce poate să facă fiecare? Din fericire, de data aceasta nu o să ne mai prindă chiar atât de nepregătiți. Avem vaccinuri la noi în țară, trebuie doar să mergem și să ne vaccinăm dacă vrem să scăpăm de orice grijă. Și vara asta în România sunt așteptate 2,5 milioane de vaccinuri în loc de 4,6 milioane de vaccinuri. Autoritățile au renunțat deja la o parte din vaccinuri pentru că treaba merge spre prost, adică... Există probabil stocuri mari și atunci... Da, există stocuri mari și le teamă că o să le piardă în sensul că se vor strica, pentru că au durate de viață. Am văzut că foarte multă lume preferă Johnson & Johnson, da, pentru că e foarte practic, doză. E într-o singură doză. Și, na, să mai zicem pentru cine n-a apucat, că dacă vreți să știți mai multe despre acest vaccin, pe pagina europafm.ro există un interviu cu Adriana Petri, care este unul dintre cercetătorii români care a lucrat la acest vaccin, Johnson & Johnson. E mai vechi, deci căutați mai în trecut așa, dar zic că este o bună reîmprospătare a memoriei. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm din nou alături de noi mâine. Continuă, dăm cu prioritate. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.